Andrei Atonciu și-a sărbătorit cei 35 de ani împliniți ieri mai cu minte decât s-ar fi așteptat chiar și ea. Ce faci de ziua ta? Ai venit la restaurant? Da, ce să fac de ziua mea, Aurelia? Petrec la restaurant cu familia, pentru că știi că am o familie foarte numeroasă. Având în vedere că încă este pandemie, n-am mai putut să îmi serbez ziua cum o făceam acum câțiva ani, cu multă muzică, cu lăutar, cum îmi place mie, cu nebunie. Așa, și am preferat de data asta să îmi scot familia la masă. Ce să facem? Am observat că ai rezervat aici tot o bună parte din local, ca să zic așa. Da, am rezervat o bună parte din local, mi-au făcut 3 mese de câte 6 persoane și este perfect. A, da. Sunt sub 30%. Da. Și văd că ai și delicatese. Asta este... Așa dat startul. Așa se dă startul în familia Tonciu. Asta este la întreuri. După o să urmeze partea caldă, partea mai ce caldă. Ce va mai fi pe masă astăzi? Cu ce ți răsfeți familia? Cu de toate, de la fructe de mare până la grătare, până la de toate. Deci de toate, pentru că eu sunt o persoană care mănânc foarte mult și sunt foarte pofticioasă și trebuie să gust din fiecare, de la orice. Ai zis că mănânci și știu că ești la cură de slăbire. Da, eu sunt la cură de slăbire pentru că pe data de 28 iunie voi pleca în vacanță și normal că eu fiind femeie, văd că nu mai îmi place cum arăt și zic, băi, trebuie să gata, să bag stop mâncării, să nu mai gătesc. Crede-mă că de 12 zile, dacă vii la mine acasă, este frigiderul gol, nu am mai gătit absolut nimic. Săracul Dani. Nu, ce săracul Dani? Dani mănâncă în oraș. Chiar dacă găteam, mânca o dată în ziua în care găteam și a doua zi gata, nu mai mânca. El mănâncă în fiecare zi la restaurant, draga mea. Fata este la grădiniță, da? Și nu mai are rost să gătesc. Dacă este foame seara, Rebecca, îi comand repede ceva sau mă duc la mama și mănâncă la maică-mea. Și am terminat. Ce mai bani cheltuiți pe atâta? Cumpăram când mă duceam? Să stai cu stresul că miroase în casa mâncare. Mie îmi place când miroase mâncare. Nu e problemă. Dar cheltuiam foarte mulți bani pe mâncare pentru că sunt o fire foarte pofticioasă și mamă, îmi luam de toate. Deci de toate, chiar dacă nu-mi trebuia, trebuia să am în frigider orice. Deci la mine era frigiderul plin și în 2-3 zile aruncam că nu mânca nimeni. De ce mai cumpăram? M-am apucat de proceduri. Crede-mă că în fiecare zi mă duc la proceduri. Trebuie să slăbesc pentru că nevestele prietenilor lui Daniel sunt foarte slabe. Și de seama, am stat eu și m-am gândit, zic, aolo, trebuie să slăbesc și eu, mă duc eu acolo. Într-adevăr, am puțină burtă, atât tot, că la picioare și la mâini și la față sunt slabă. Doar burta, atât, mă deranjează. Plec în vacanță în Turcia, asta este vacanța specială pentru Rebecca, pentru că în Turcia sunt servicii foarte bune și au de toate pentru copii. Și de seama că numai vacanță nu o pot numi, pentru că va trebui să stau numai după Rebi, dar este vacanța ei. În septembrie, octombrie am să plec decât eu cu soțul meu într-o vacanță așa în doi. Aha, deci aveți două vacanțe pe an. Depinde, pot să am și două, pot să am și trei, pot să am niciuna. Să lăsăm curele de slăbire, că suntem totuși la 6 aniversar. Apropo de fetița ta, ți-a zis la mulți ani azi? Da, primul meu cadou a fost de la fata mea seară, am fost cu ea la mama la florărie. Și s-a dus în magazin și a luat floricele din vază și a venit, mami, la mulți ani! Aolo, m-am emoționat atât de tare, Aurelia, pentru că eu nu sunt niciodată, am zis că nu o să fac copii, nu eram pregătită și ziceam, eu nu o să fac copii niciodată, dar crede-mă că de când o am pe Rebecca, sunt schimbată total, n-aș mai putea să trăiesc fără ea. Deja m-am emoționat, nu mai știu să vorbesc, da. Da, Rebecca, și oricum am impresia că seamănă foarte mult cu tine, din toate punctele de vedere. Chiar din toate? Păi, e elegantă. La asta, da, dar la fizionomie, la astea nu seamănă deloc cu mine, seamănă doar cu taică-su și cu taică-miu, atât. Sunt fericită că a luat de la mine caracterul, este foarte împunătoare. Asta mă gândeam. Da, îi place foarte mult să se macheze, să se aranjeze. Îi place... Primește cadouri de ziua mamei. Da, chiar ieri, da. Ieri am fost cu ea în magazin și bineînțeles că i-am cumpărat cadou, îmbrățară de aur și inel de aur. A vrut ea. Dar le poartă? Da, s-a dus cu ele la grădinițe astăzi. Nu cred. Ba da, păi, tu crezi că am mai putut, dar tu crezi că am mai putut să scap de copil? Când nu că asta o vreau. Deci eu, crede-mă, eu nu aveam bani cash la mine, aveam doar pe card. Și în magazinul ăla nu se plătea cu cardul. Du-te și scoate bani. Nu, ea nu pleca din magazin, brățara aia o vroia. Ce să fac?
Ce să faci? Am luat-o. Da. Dani nu protestează când cumperi, când nu, dai bani așa. Nu, din contră, am cardul lui, este la mine și beneficiez de orice vreau eu, când vreau eu, la orice oră și nu, n-am limită. A, deci nu, e un bărbat înțelegător, nu se gândește că nu, cheltuie femeia. Nu, 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 chiar dacă cheltui, nu pot să zic, dacă cheltui foarte mult, de exemplu, într-o zi, îmi zice, da, pe ce ai cheltuit atât de mult, dar nu să mă certe sau să... Nu, 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 este foarte înțelegător. Și eu sunt o fire foarte cheltuitoare și foarte risipitoare. Soțul tău ce cadou ți-a făcut? Nu știu. Așa! Vorbesc serios, nu știu. Nici părinții nu știu? Nu știu de la nimeni. Ai primit niciun cadou? Nu, nu am primit, ți-am zis, în afară de Rebecca, care mi-a făcut singură un buchețel de flori. Nu știu, de la nimeni nu știu nimic. Cine știe, poate vine vreo mașină nouă cu fundă. Nu știu. Îți dorești o mașină nouă? Da, normal că îmi doresc o mașină nouă. Este foarte scumpă mașina care mi-o doresc eu. Am mai scăzut din buget, că îmi doream aia la 300.000, dar acum am mai scăzut puțin. Da, acum de cât îți dorești? La vreo 140.000. Andreea și-a amintit cum era sărbată în copilărie. Zilele mele de naștere, când eram mică, erau cu mulți copii, îmi place, deci eu urăsc singurătatea. Deci acum, dacă mai pune să stau în cea mai luxoasă casă din lumea asta singură, o zi nu să trăiesc, n-aș putea. Nu-mi place singurătatea. Și de fiecare dată la zilele mele de naștere, chemam pe toți copiii, chiar dacă nu-i cunoșteai, îi spuneam mamei mele, cheamă pe toată lumea de pe stradă. Am fost o fată foarte răsfățată de părinții mei. Au săracii, mi-au dat tot ce am vrut eu, până acum 3 ani de zile, când mi-au cumpărat ultima mașină. Și care, de fapt, o conduce soțul meu acum și o conduc mașina lui nouă. Da. Și în copilărie ce cadouri primeai? Ce-ți doreai să primești? În copilărie îmi doream să primesc păpuși. Îmi plăceau păpușile, pentru că știi ce făceam, nu? Le tundeam și le machiam. Mă jucam. Da. Și ca drept dovadă, Aurelia, crede-mă, ca drept dovadă, până la vârsta asta de 35 de ani, care am împlinit-o astăzi, nu știu să mă fac la păr și nu știu să mă machiez. Dar când eram mică, făceam chestia asta. Îmi plăcea, acum nu mai îmi place. Nu, sunt foarte comodă. Mă spăl pe cap numai la salon, nu știu să mă pensez, nu știu să-mi fac absolut nimic, doar la salon. Ce-ți doreai tu atunci să devii? Dar ce visai? Cum te visai peste ani de zile? Da, când eram mică îmi doream să devin stoardeză. Așa? Da, pentru că am călătorit prima oară, nu mai știu cât, eram foarte micuț, aveam câțiva ani și am călătorit cu avionul. Și era o stoardeză, și acum țin minte, care arăta foarte bine. Și eu zic, eu așa vreau să mă fac, să servez lumea în avion. Erai timidă când erai mică? Nu! Niciodată? Niciodată n-am, da, Doamne ferește, nu! Doamne, am făcut numai prostii când eram mică, ce vrei? Da, ca o paranteză, dacă tot îți spun, vorbim, m-am jucat de aquaforul în casă cu vecina mea, care era cu un an mai mică ca mine. Și eram singură acasă și am zis, hai să ne jucăm ca de aquaforul. Că ți-am spus, îmi plăcea la aquafor, să fiu coafeză, să fac totul. Și ce crezi că am făcut? Avea fata părul lung și am tuns-o băiețește, scurt, bine. Era ciopârțită, îți dai seama, era... Și îți dai seama, când am auzit că sună ușa, la ușă, am luat tot părul care era pe covor și l-am băgat sub pat. Deci nu zic ce circ a ieșit. Să tun copilul ăla. Acum cumva o înțelegi pe mama ta când se supăra pe tine când erai mică? E, da, normal că o înțeleg, dar știi care este o diferență foarte mare între mine și mama? De exemplu, acum dacă pe mine mă supără Rebecca, țip la ea, ai înțeles? După 3 minute nu mai am nimic. Dacă o văd că se uită așa frumos la mine și zice, mami, te iubesc, gata. Mă face praf, o iau în brațe, o pup și aia e. Niciodată copilul meu n-a fost pedepsit și toate prietenele mele îmi spun, pedepsește-o. Păi cum să o pedepsesc, că nu pot? Mi-a prins punctul slab, înțelegi? Și face ce vrea din mine, mă domină total. Și mama ta te pedepsea când erai mică? Da, mă pedepsea mama mea, stai că mi-am amintit, mă pedepsea și știi cum mă pedepsea la școală? Că mai făceam năzdrăvănii pe la școală, știi cum fac copiii în general, mai chiuleai de la o oră, mai te duceai să mănânci ceva în oraș și ziceai că ești la școală și nu erai. Ce crezi, mă trimitea cu cele mai urte haine decât ce le aveam în șifonier. Aolo. Deci asta era, că eram cochetă și îmi plăcea de mică să mă îmbrac cu cele mai tari haine ce apăreau. Vai de cap, nu, și o săptămână mă pedepsea cu cele mai urte haine din șifonier, cu alea mă trimitea la școală. Era tragedie. Doamne! Și deci gândește-te că doar o ținută din cele mai urâte haine, ce mie nu-mi plăceau cu alea, trebuia să mă duc zilnic. Nu să zici că mâine schimb ținuta.
Chiar da, eu le murdăream, știți, stai că le murdăresc ca să mărtăvălesc pe jos, cad, că zic că sunt murdare, ca să n-am mâine cu ce să mă îmbrac, iau altele, știi? De unde mi le spăla a doua zi tot cu alea? La un moment dat tu visai să-ți deschizi un magazin, să-ți faci afacerea ta. Da, dar să știi că a trecut timpul ăla, nu mai îmi doresc nimic. Nu mai îmi dorești? Eu nu sunt vrei așa. Să investești în nimic? Ascultă-mă, eu astăzi îmi doresc, îți dau un exemplu. Stau și gândesc, zic, băi, când mă apucă plictiseala și n-am ce să fac, zic, bă, trebuie să fac ceva, că tot timpul stau pe străzi și îmi pierd timpul și nu fac nimic constructiv. Zic, ce să fac? Și mă gândesc, pun în aplicație o afacere, o ceva. Îl întreb pe bărbatul meu, zice, da, ok, nu știu ce, te susțină, nu știu ce. Facem și după 5-10 zile îmi se duce și nu mai fac nimic. Așa nu cred că sunt făcută să fac afaceri. Da, și decât să pierzi banii. Da, și decât să pierd banii, mai bine stau în banca mea și face soțul meu. Vrei la un moment dat să te muți în casă nouă. Dacă da. În loc de mașină primești cheile de la casă? Nu primesc. Mi-aș dori să primesc cheile de la o casă, dar deocamdată nu, pentru că tot la fel. Îmi doream un apartament mai mare. Acum nu mai îmi doresc un apartament mai mare. Vreau o casă cu curte. Zic, am copil, facem grătar. Na. Și nu o să se întâmple curând, poate în 2 ani de zile așa. Aha. Pentru că... Da, de acest proiect se ocupă Dani. De acest proiect, da, pentru că el o face, că el cu asta se ocupă. Și gândește-te că puteam să mă mut la casă de o grămadă de timp, că și tatăl meu face case. Și puteam să mă mut, dar nu-mi plăcea zona unde face el și... Am așteptat foarte mult să cumpere soțul meu un teren într-o zonă foarte fițoasă, unde îmi place mie foarte mult. Și gândește-te că toți banii pe care o să-i avem, o să-i băgăm în casă, pentru că o să-mi fac. De-abia aștept să vină ziua, Aurelia, când am să te sun și să zic, Aurelia, vină în casa mea și filmează de la primul colț până la ultimul. Aolo, de-abia aștept. Dacă ai avea acum în buzunar 10 lei, pe ce ai cheltui? 10 lei? Da. Ce să îi dau la ăla care mă parchează 10 lei? Crede-mă. Doar 10 lei. A, să am eu decât 10 lei? Păi, pe ce cheltui 10 lei? Păi mâncare și un suc. Deci dacă aș avea doar 10 lei pe lună, m-aș combina cu unul bogătaș bătrân, ai înțeles? Și l-aș face de bani. Așa. Dar n-am făcut niciodată pentru că nu pot. Nu pot și așa. Nu ai cum că provin dintr-o familie da. Bună. Așa. Și dacă nu m-aș angaja, orice, vânzătoare la orice, nu contează, nu, de muncă nu conta. Nu fugi de muncă, asta vreau să văd dacă nu fug. Asta ai fi nevoie, a nevoită să muncești, te-ai duce la muncă. Nu, a, da, logic, cum să nu, mie îmi place să muncesc. Chiar îmi place, când mă plictisesc, mă duc la mama și stau la florărie vânzătoare. Așa că, draga mea, poți să vii, fii atentă. Săptămâna viitoare chiar te aștept la florărie, la filmare. Pe bune, uite, zic aici în fața tuturor, pentru că maica mea pleacă cu sormea la Istanbul. Și voi fi la magazin. Tu vii la mine la florărie. Iar se duce maica ta în vacanță? Nu, se duce cu treaba acum la Istanbul. Am crezut. Da. Nu. Am crezut că așa cu pandemia, știi că pe vremuri povestea ei, mama pleacă în China, mama pleacă în croazieră. Da, mama... nu mai e, este foarte dor Vulpiței să călătorească. Dar încă nu s-au deschis croazierele ei. Zim dacă l-ai mai terorizat pe soțul tău, de la ultimul interviu până acum. Ai mai țipat la el? Nu, chiar n-am mai avut de ce să-l terorizez. Vezi? Pentru că... Ce fată bună ai devenit așa la 35 de ani. Ce fată bună am devenit la 35 de ani. Da, dacă mă enervez, stai cu minte, Aurelia, că nu e așa. Că dacă mă enervez, este foc rău. Așa, nu, dar chiar nu ne-am mai certat în ultima perioadă absolut deloc, pentru că el este foarte ocupat. Eu sunt ocupat acum cu procedurile și chiar ne intersectăm decât seara. Dar cum l-ai convins să poți să uite, să fac interviu eu cu tine, să mai pleci la o filmare cum ai fost la Neamărin? Dar tu n-ai înțeles? Soțul meu se roagă de mine acum să nu mă duc undeva, jur. Asta mi se pare chiar tare. Deci jur, deci soțul meu se roagă de mine. Dar nu mai pleci și tu pe la vreo filmare undeva? Dar nu mai te duci și tu la filmări? Că stai toată ziua în casă pe capul meu, nu știu ce. A, de asta? Da! Ai nu te mai duci? Băiatul. Da. Nu. Eu vreau să mă duc la filmări și el este de acord să mă duc la filmări. Să mai faci un copil, că uite, văd că faci copii frumoși. Mulțumesc mult. Crezi că și al doilea are și atât de frumos? Da. Și Dani, știu că își dorește un băiat. Da, știu, dar deocamdată nu poate peste 2-3 ani. Să mă pun la casa aia mea frumoasă. Ți-ai schimbat hobby-urile? Ai început să faci și tu ceva? Nu știu. Să te plimbi cu bicicleta?
Baba și cu mitraliera, cu bicicleta, nu. N-ai mers niciodată cu bicicleta? Ah, știi ce am făcut săptămâna trecută iar? Coborând jos la mine în complex, sunt copii cu biciclete, cu trotinete. Măi, și era o bicicletă mai mare. Ce crezi că am luat-o, m-am urcat pe așa, am dat două ture de complex. Dacă mi-am schimbat hobby-urile, nu, tot, alea, tot acelea le-am. Îmi plac foarte mult mașinile scumpe, îmi plac manelele vacanțele. Foarte mult. Vacanțele de lux. Da, uite, sunt o persoană care recunosc, dragă. Da, îmi plac manelele și nicio petrecere fără manea nu e de voie bună. Ce să faci astăzi da. Fără manele? Astăzi fără manele, astăzi suntem pe o site.